Ce înseamnă astăzi cardiologia modernă și cum poate fi ea transmisă mai departe? Puneți niște întrebări așa de grele și la care trebuie să răspuns cu un volum. Pentru că telespectatorii noștri vor să știe cine îi va trata, cum îi va trata și ce se poate face. Ar trebui să intrăm în probleme de învățământ și cred că suntem cu toții de acord că în ceea ce privește învățământul universitar, noi nu stăm chiar foarte bine la ora actuală. În ceea ce privește însă formarea în învățământul post-universitar, eu cred că s-au făcut niște pași foarte importanți. Iar nivelul specialiștilor în cardiologie, cei care termină rezidențiatul la ora actuală și care majoritatea se pregătesc în centri de cardiologie și în centri de specialitate, ei se pregătesc la un nivel cu totul deosebit în momentul de față, față de cum era în urmă cu 15-20 de ani și cred că aici nu există rabat de la calitate. Eu am avut onoarea și plăcerea să fiu invitat la multe comisii de examene la rezidențiat, la examen de medic specialist cardiologie și pot să vă spun și în ceea ce privește surplusul de tehnicitate și de competență, acesta este categoric. Pe de altă parte, cred că acesta este iarăși unul dintre meritele școlii și școala ieșeană de medicină internă și de cardiologie, pentru că la ea ne referim, are cote de exigență foarte ridicate și cred că aici nu se derabat la calitate absolut deloc. Domnule profesor, vreau să vă întreb, are cardiologia limite? Sau rezolvă tot? Pentru că dacă ne uităm, tocmai cei care au pus pilonii centrelor de cardiologie, până la urmă n-au reușit să depășească aceste limite. Limitele sunt cel puțin în două dimensiuni. O limită a cunoașterii și a cardiologiei în ansamblu ca și performanță, ca orice specialitate are limitele ei, pe care le depășim încet, încet. Și cea de-a doua dimensiune este limitată performanța cardiologiei moderne prin resurse. Și cum vă spuneam, prin locuri destinate, apropo de întrebarea de cardiologie modernă, unde se poate practica o cardiologie modernă. Dar ce spunea domnul profesor Gureanu, subscriu întru totul și vine la răspuns, ca răspuns la întrebarea dumneavoastră de ce era nevoie de astfel de institute. Una dintre dimensiuni este a instruirii noilor cardiologi într-un asemenea conglomerat.